Părintele nostru scump și sfânt din ceruri, în numele și meritele Fiului Tău, venim la picioarele Tale sfinte să-ți aducem Ție slavă, mărire și închinare, pentru că și în această zi de sabat Tu ai fost cu noi, ne-ai împărțit pâinea vieții și ne-ai dat speranță că prin puterea Ta o putem pune și în practică, în viața de toate zilele, acest cuvânt al Tău, această voie a Ta. Tată, Te rugăm să fii cu noi și în această seară, să ne ajuți ca să înțelegem bine voia Ta, să ne luminezi prin Duhul Tău, ca să punem în practică tot ce Tu ne înveți aici și să îi dai celui care prezintă o îndoită putere a Duhului Sfânt, ca să poată, Doamne, să ne explice cuvântul Tău, care este viu și dătător de viață. Îți mulțumim că ne l-ai lăsat, îți mulțumim că ne ajut să-L împlinim, îți mulțumim că ne-ai iubit atât de mult încât te-ai dat pe Fiul Tău și Te rugăm din toată inima, ajută-ne ca și noi să Te iubim și să împlinim și să ne supunem voinței Tale. Te rugăm să rămâi cu toți copiii Tăi, cu toți care sunt, Doamne, și au și probleme de sănătate, Tu să le vindeci și Tu să fii, Doamne, cu ei și să se facă voia Ta cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim că ne asculți, credem că prin Duhul Tău vei fi cu noi și Tu să fii învățătorul nostru și să ne ajuți, Tată bun, ca să punem în practică tot ce învățăm în această seară. Prin Domnul Hristos Te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți și ne ajuți. Amin. 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 Vă spun pacea Domnului și bine ați venit la un nou studiu. Ce frumos este că începem săptămâna, o nouă săptămână cu studiul cuvântului. Acum câteva minute la noi s-a încheiat sabatul și am intrat în prima zi din săptămână nouă. În seara aceasta vom începe capitolul 17 din Evanghelia după Ioan. Este un capitol foarte important. Este vorba despre rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi înainte să fie răstignit. Cred că avem multe de învățat, pentru rugăciunea aceasta nu e doar pentru ucenicii de atunci, ci este și pentru generațiile viitoare, adică și pentru noi. Haideți să începem cu primul verset, primele două versete. Aș ruga pe cineva să citească. Cine dorește? Cine poate citi, bineînțeles? Citesc eu? Da. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Da. Bun, mulțumesc. Deci, după ce Domnul Hristos a dat toate acele învățături pe care le-am studiat în capitolele trecute și a ridicat ochii spre cer și a spus, adică a început să se roage: Tată, a sosit timpul. Despre ce timp vorbește? Ce timp a sosit? Este foarte simplu. Răspunsul nu este greu de răspuns. Ca să fie răstignit. Eu cred că el a fost conștient că a sosit timpul să fie răstignit, să-și dea viața pentru mântuirea noastră.
Dacă aveți da, eu cred, nu, și eu cred la fel, asta vreau să spun, dar acesta era timpul, a sosit timpul în care el trebuia să fie jertfă pentru omenire și prin asta el era glorificat. Da, deci vedeți că Domnul Hristos în misiunea sa pe pământ tot timpul a fost conștient, știa că lucrarea pe care o face îl va duce la sfârșit să fie răstignit. Și totuși a mers mai departe. Nu a renunțat. Știa că va fi omorât, dar a mers mai departe. De ce? Putea să renunțe, putea să salveze viața, nu? Nu prea putea să salveze viața. Dacă renunța, să ducea tot planul de mântuire. Asta e adevărat. Una la mână și a doua la mână, Domnul Hristos a venit aici cu un țel și el spune, știu în cine m-am crezut și mai sunt care au spus același lucru, el știe în cine s-a crezut și s-a crezut în Tatăl, că indiferent cum va fi, zice, nu sunt singur, ci Tatăl meu este cu mine. Da, deci întotdeauna a știut în cine s-a crezut Domnul Hristos. Și asta a fost țelul cu care a venit. Da, vă amintiți, am citit în studiile trecute cuvintele Domnului când a spus cine își iubește viața în lumea aceasta o va pierde, nu? Dar cine își urăște viața o va câștiga. Vă amintiți aceste versete, nu? Vedeți că Domnul Hristos a aplicat cuvintele acestea la sine, în primul rând. El nu și-a căutat să salveze viața aceasta pământească. El a venit cu un scop, cu o misiune și conștient că într-o zi își va pierde viața, totuși pentru mântuirea noastră a mers până la capăt. Da. Brat Ovidiu, vreți să spui ceva? Am vrut să zic că și iubirea este aici un alt aspect care trebuie luat în seamă. Pentru că versetul de azi spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Dar acest fiu nu este, nu putem spune că el a ascultat numai de porunca Tatălui și a împlinit acea. El însuși a iubit omenirea, pentru că el a fost de asemenea creatorul pământului acesta. Deci și a iubit făpturile, chiar dacă poate nu vedem acest lucru. Însă și faptul că s-a jertfit arată o dragoste pentru fiii săi, pentru cei pe care i-a creat. Da? Sora Alina? Știu că am mai discutat de mult despre subiectul acesta, că Domnul Hristos putea și spune și spiritul profetic lucrul acesta, că ar fi putut să șteargă sudoarea de sânge în Ghețimani și să se întoarcă la Tatăl. Într-adevăr, știind planul făcut între el și Tatăl, pare așa un, nu știu, o contrazicere. Cum înțelegeți lucrul ăsta? Pentru că, într-adevăr, nu păcătuise și nu ar fi greșit cu nimic. Și spiritul profetic spune lucrul ăsta. Știți că am mai vorbit despre citatele acestea, că Domnul Hristos ar fi putut să da, exista posibilitatea asta oare în planul de mântuire, adică în înțelegerea dintre ei? Frate Lorin? Da, nu știu. Da, e un subiect mai amănunțit acela, dar nu de acela aș vrea să spun. Știm că avem făgăduința Scripturii unde spune așa, chiar dacă o mamă își va uita copiii, chiar dacă dragostea la toată lumea asta după fața Pământului se răcește față de voi, cu niciun chip nu vă voi părăsi. Întotdeauna Tatăl a fost în strânsă unire cu Fiul și Fiul cu Tatăl și la fel a fost pentru noi. Deci iubirea lui a fost atât de mare pentru că nici nu cred că a încăput în mintea sa
vreodată sau gândul, că dacă ar fi dat gândire la așa ceva, totuși Satan ar fi putut să-l ispitească și să-l atâțe mult mai mult cu așa ceva, cu toate că i-a zis, pentru cine mor, pentru aceștia, asta e omenirea. Și la fel ne zice și nouă astăzi. Dar ideea în sine este că Scriptura este clară. Chiar dacă o mamă își va părăsi copiii, eu cu niciun chip nu vă voi părăsi. Deci Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, absolut niciodată, ci noi îl îndepărtăm dacă vrem și este voia noastră. Aici am vrut să spun. Ok. Tatăl Ovidiu? Vreau să răspund, poate așa, dacă voi reuși, la sora Alina. Posibilitatea aceasta a lui de a se întoarce era o opțiune pe care el putea, pentru că avea libertatea aceasta, să o poată face, dar vedem că el nu a ales această cale. Deci faptul că este spus acest lucru arată o dovadă că el nu a procedat așa, cu toate că avea tot dreptul să facă. Asta vreau să... Eu așa înțeleg, acum mai mult de atâta nu știu. Faptul că era sortit acest lucru, nu cred. Da, și eu cred că a avut libertatea asta de alegere. Deci a avut în orice clipă. Cred că Dumnezeu i-a acordat lucrul ăsta. Da, este o chestiune la care m-am gândit. Acel citat îl știu foarte bine. Pe de altă parte, spune că Domnul Hristos a vedit că să facă voia Tatălui, nu cum vrea El, adică nu să-și facă voia Lui, adică dorințele Eului. Și noi știm că aici, în Ghețimanii, El spune foarte clar că voia Lui nu vroia să meargă la cruce. Deci nu vroia, umanul Lui nu vroia să meargă la cruce. În timp ce voia Tatălui a fost ca El să meargă la cruce. Dacă El, în momentul acesta, ar fi renunțat, înseamnă că a mers împotriva voinței Tatălui. Pentru mine, acest lucru înseamnă că a păcătuit. În momentul când El a intrat în acest plan al mântuirii și a venit pe acest pământ, orice renunțare la planul acesta, într-un sens, ar fi fost împotriva voinței Tatălui. În plus, renunțarea Lui, ce ar fi făcut pentru univers, este întrebarea. Știu că ne mai spune acest lucru, cum ai zis, sora Alina, dar m-am gândit la faptul că tot sora mai spune că pe cruce ultima simpatie pentru ființele cerești a dispărut față de Satana. Ceea ce înseamnă că până la cruce, mulți îngeri, probabil și alte ființe create, nu știm câte, nu au înțeles pe deplin problema lui Satana, nu au înțeles pe deplin motivele diavolului și până la cruce ei nu au înțeles că el este un ucigaș. Abia la cruce au înțeles adevăratul caracter al diavolului. Dacă Domnul Hristos ar fi renunțat, oare nu acest lucru i-ar fi dat un avantaj diavolului față de acești îngeri care încă aveau simpatii față de el? Nu cumva renunțarea lui Hristos ar fi produs un dezastru în univers? Nu doar că rasa umană ar fi fost pierdută, ba s-ar putea rebeliunea să fie, cum să spun, să se răspândească mai mult decât pe această planetă. Chiar și el mai spune acest lucru, că Domnul Hristos a murit nu doar pentru rasa umană, ci pentru întregul univers, ca pacea universului să fie asigurată. Dacă ar fi renunțat, înseamnă că pacea universului niciodată nu ar fi fost asigurată. Este o chestiune destul de dificilă, având în vedere acel citat din Spiritul Profetic, dar cred că trebuie să fim cu minte deschisă și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem corect aceste lucruri. Frate Lorin. Da, aș vrea să menționez că, în primul rând, el a fost cel care a intrat la Tatăl, avem tot în Spiritul Profetic, a intrat de cel puțin 3 ori, deci nu cel puțin, de 3 ori a intrat. Și s-a înfățișat înaintea Tatălui și i-a cerut ca
ca să omul să fie, să-și dea viața pentru om. Pentru mintea noastră, gândirea noastră este dificil să înțelegem această putere dintr-un singur lucru și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Atât timp cât eu nu am legătură cu cineva, o legătură strânsă și acum vreau să iau, uite, soț-soție, spre exemplu, că suntem mai populari. Dacă eu nu cunosc soția sau soțul, eu nu am cum în cine să mă încred, adică la o chestie de chestie majoră, o chestie de viață și de moarte a copilului, dacă eu nu am încredere în soția mea că ea este capabilă să facă acest lucru, acea, nu știu ce fel de relație poate să fie aceea. De aceea relația Domnului Hristos cu Tatăl era atât de strânsă și atât de puternică, pentru că el, când a venit aici, el a avut un singur țel. Indiferent ce se va întâmpla, menirea mea este ca să-i salvez. Că avea posibilitatea, putem să vorbim de 11.000 de posibilități. Ca om putea să aibă posibilitatea. Dar totuși eu cred că, încrezându-se în cuvântul lui Dumnezeu și având promisiunile care erau, așa cum le citim și noi astăzi, a lui Dumnezeu, și ceea ce a vorbit Dumnezeu și ceea ce o răsplată mai bună și tot ceea ce avea, ce a lăsat în ceruri. El era conștient de lucrurile astea, că avea putere de la Tatăl. Nu avea, nu știu, pentru mine este imposibil să cred că ar fi putut cumva să cadă. Deci de aceea această legătură strâns unită, când te încrezi în cineva, adică nu în cineva, te încrezi în faptul că ai o relație atât de strânsă, încât nici prin minte nu-ți trece că acea persoană te va lăsa jos, cum se spune, te va abandona. De aceea, pentru mine este simplu și așa cum a zis și fratele Adrian, era putea, dar era imposibil ca să ne lase. Nu exista mintea lui așa ceva. Această opțiune era scoasă afară. Așa o înțeleg eu cel puțin personal. Ok, mulțumim. Glorifică pe fiul tău, sau cum scrie Cornilescu, proslavește, ca și fiul tău să te glorifice. Mai jos, în versetul 4, vezi, în versetul 1, ca fiul tău să te glorifice, adică în viitor. Și totuși, în versetul 4, vorbește în trecut. Eu te-am glorificat pe pământ. Nu? Deci înseamnă că această glorificare al Tatălui din partea Fiului este și în trecut, dar și în viitor, de momentul când vorbește Domnul Hristos, când face această rugăciune. Cum poate, sau cum Fiul l-a glorificat pe Tatăl? Întreb această întrebare pentru că așa cum Domnul Hristos l-a glorificat pe Tatăl, și noi trebuie în același fel să-L glorificăm sau să-L proslavim. Haideți să vedem cum Domnul Hristos l-a proslavit sau l-a glorificat pe Tatăl. Sora Rodica. Microfonul. Nu știu, sora Rodica, ne auzi? Știți, aveți microfonul închis, sora Rodica. Scuze. Prin faptul că Domnul Iisus l-a reprezentat pe Tatăl, Tatăl a fost glorificat prin viața Fiului. Bun. Eu cred că sunt mai multe moduri prin care Domnul Hristos l-a proslăvit pe Tatăl. Aș vrea doar să amintesc acest verset 4 în legătură cu ceea ce am discutat mai devreme. Spune, eu te-am glorificat pe pământ, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Vorbeam mai devreme de dacă Domnul Hristos ar fi renunțat la planul de mântuire, l-ar fi glorificat pe Tatăl prin aceasta? Absolut că nu. Da. Și încă un lucru, vreau să mă întreb acum. Încă nu a mers la cruce, nu? Încă nu este răstignit. Dar spune, vorbește în timp trecut, am terminat lucrarea pe care mi-a dat să o fac.
Cum a terminat-o? Nu știu dacă putem, că n-aș vrea să intru în alte discuții, că sunt prea adânci. Avem Vechiul Testament unde ne spune și spune Domnul Hristos, vorbește de El însuși, zice în cartea, scrie despre mine, despre jertfă, despre tot. Deci de la întemeierea lumii, Domnul Hristos a făcut lucrul acesta. Am văzut, zice, pe mielul lui Dumnezeu răstignit. Cum a văzut? Cum a putut să vadă lucrul acesta dacă el încă nu era răstignit? Lucrul acesta, el și-a permis să-l zică pentru că era sigur 100% că va termina această lucrare. Mă repet, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, cu riscul că nu-l va vedea și avem și în spiritul profetic unde ne spune că Domnul Hristos în momentul când și-a încredințat sufletul în mâinile Tatălui, el n-a fost sigur că va vedea lumina, pentru că mânia Tatălui, spune, era atât de mare împotriva păcatului că el n-a crezut că îl va vedea vreodată, deci că despărțirea lor va fi eternă pentru totdeauna. Și cu toate acestea, mi se face pielea găinii, știind de lucrul acesta, a riscat totul și a zis, exact ca și Moise, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar salvează-i pe ei. Toate acestea le avem ca dovadă că Domnul Hristos, când spune la Ioan 3:16, fiindcă atât de mult, atât de mult, că nu se poate explica, atât de mult, încât a dat pe singurul lui fiu ca să moară pentru noi. Dar credeți că a fost ușor pentru tatăl? Pentru că vedea gândirea fiului, că nu gândirea, dar în momentele acelea cruciale, când se gândea că chiar dacă nu-l mai vede, pentru totdeauna, nu putea să vadă dincolo de porțile morții, cum spune Ellen White. Tatăl vedea lucrul ăsta și a decis ca să-și ascundă fața de el. Pentru ce m-ai părăsit, spune Domnul Hristos. E profund acest lucru, trebuie să medităm la... Nu e de joacă. Ceea ce studiem acum este profund și este de viața noastră ține. Atât de mult ne-a iubit. Pentru că a decis ca el să piară pentru totdeauna, cu posibilitatea aceasta, mintea lui, ca noi să trăim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Există un citat în spiritul profetic, am să o parafrazez pentru că nu pot acum fiecare cuvânt exact să spun. Zice așa, după ce a terminat lucrarea pe care a avut să o facă, de a descoperi caracterul Tatălui în fața omenirii, Domnul Hristos a fost pregătit să meargă mai departe și să dea viața pentru mântuirea noastră. Încă o dată repet. Amin. Când a terminat lucrarea de a descoperi caracterul Tatălui în fața omenirii, Domnul Hristos a fost pregătit să meargă la cruce. Și cred că Domnul Hristos l-a glorificat pe Tatăl, în primul rând, exact prin faptul că a venit să descopere caracterul lui. Spune versetul 6, am făcut cunoscut numele tău. Nu discutăm acum acest verset. Vom discuta dacă e vorba de numele lui în ebraică sau e vorba de altceva. El a venit pentru că diavolul a adus diferite minciuni despre Tatăl în fața omenirii. Domnul Hristos a venit cu scopul să descopere adevăratul caracter al Tatălui. Și când această lucrare a fost terminată, el a mers mai departe și a dat viața pentru noi. În felul acesta a glorificat pe Tatăl în trecut, dar și prin moartea pe cruce, de asemenea l-a glorificat. Și astăzi cred că lucrarea sa în sanctuar, Domnul Hristos iarăși îl glorifică pe Tatăl. Adică în întreaga existență sa, Domnul Hristos nu face nimic altceva decât să-l glorifice pe Tatăl. De aceea el vorbește și în timp trecut, dar și în timp viitor. Sper că am fost clar ce vreau să spun. Dacă da, mergem mai departe. Așa cum i-ai dat putere peste toată faptura ca să dea viața eternă tuturor acelora pe care i-ai dat. Cine are putere să dea viața veșnică oamenilor?
conform cu acest verset, cine are această putere? Cine decide să aibă viața veșnică? Cum? Tatăl. Acest verset spune altceva. Tatăl l-a investit pe fiul cu această autoritate de a da viață veșnică ființelor pe care le-a dat lui. Da, eu așa înțeleg acest verset. Așa cum i-ai dat, adică tatăl, putere fiului, peste toată faptura, ca să dea, adică fiul să dea viața eternă tuturor acelora pe care tu, tatăl, i-ai dat. Corect. Așa. Nimeni nu face de unul singur. Da. Poate pentru tatăl. Bun. Dacă nu mai este altceva de comentat la aceste două versete, propun să mergem mai departe la versetul 3. Este un verset foarte important și de aceea îl citim doar pe acesta, doar versetul 3. Cine dorește poate citi. Și aceasta este viața eternă. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așa. De multe ori oamenii discută ce trebuie să fac ca să am viața eternă. Și oamenii se gândesc la fapte. Cât mai multe fapte. Ce trebuie să fac? Vreau să am viața eternă. Ce trebuie să fac? Cred că Domnul Hristos în acest verset, foarte scurt, dă definiția vieții eterne. Ce trebuie omul să facă ca să aibă viața eternă? Haideți să comentăm puțin aici. Ce spune Domnul Hristos? Care este condiția? Da, fratele Lorin? Când permiteți, este interesant că Domnul Hristos vorbește de Tatăl, dar vorbește și de El însăși. Deci și viața eternă este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică astea sunt condițiile. Să cunoască pe un singur Dumnezeu, iar pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis, pe care l-a trimis El. Ca acest Hristos să îl reprezinte pe Tatăl exact la Indigo. Adică să fie mot a mot. Cum este Dumnezeu Tatăl, așa a fost Domnul Hristos. Exact cum avem și în precedent ne spune cum Filipe, de atâta timp sunt cu tine și nu m-ai cunoscut, cum zici tu arată-ne dar pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Aceste lucruri, asta vrea să ne arată. Viața veșnică să-i cunoaștem pe Tatăl și pe singurul lui Fiu. Asta este esența, așa cum ai menționat, frate Deian, a vieții veșnice. Dacă noi nu cunoaștem în cine ne încredem, dacă noi nu cunoaștem cine este singurul Dumnezeu adevărat, și aici se poate discuta mult și nu vreau să intru într-o controversă sau într-o discuție pe lângă subiect, dar când acest cuvânt dă multe probleme, adevărat, și întrebarea vine din partea unor frați și spune, bine, dar Iisus nu este Dumnezeu adevărat. Ba da, este Dumnezeu adevărat, dar nu este singurul Dumnezeu adevărat. El este unul singur. Domnul Hristos, dacă ne aducem aminte, în versetele când a fost întrebat, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, care este ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Și știți exact ce urmează versetele. Și ce bine ai răspuns. Bine ai răspuns. De ce n-ai zis Domnul Hristos? Păi n-ai răspuns bine, că de fapt este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Fiul. Și mai sunt și alții, dar nu-i cunoașteți voi acum. Și ai zis, nu, bine ai răspuns. Că unul singur este Dumnezeu. Aici adevăratul ăsta ne dă probleme între noi, din păcate. Pentru că noi nu spunem că Domnul Hristos nu este Dumnezeu adevărat. Dar ca la ce se referă aici, este unul singur, Tatăl, care este peste toți și chiar și peste Iisus Hristos. El este Dumnezeul Domnului Hristos. Nu numai Tatăl, dar și Dumnezeu.
al Domnului Hristos. Și este greu de imaginat acest lucru pentru multe persoane. Da, cred că atunci când discutăm cu frați, în mod special cu adventiștii, ar trebui să fim foarte, foarte atenți la expresiile pe care le folosim, ca să fim înțeles corect, pentru că de multe ori am auzit personal explicații care de fapt aruncau mai multă confuzie decât să clarifice lucrurile. Noi spunem că credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl. Și inevitabil, așa cum a zis fratele Lorin, vine întrebarea din partea celorlalți, dar ce, Domnul Hristos nu este Dumnezeu? Și atunci trebuie să avem un răspuns. Trebuie să răspundem, pentru că dacă evităm răspunsul, oamenii vor crede că noi nu credem Scriptura. Acum, dacă spunem că Domnul Hristos nu este Dumnezeu, atunci ei vin cu versete biblice care le arată clar că Domnul Hristos este numit Dumnezeu, nu? În Ioan 1:1, de exemplu. Sau în Evrei, capitolul 1 și 2, unde Tatăl îl numește pe Fiul Dumnezeu. Și atunci este întrebare, cum explicăm aceste cuvinte a Domnului Iisus, pentru că este clar că în context Tatăl este numit singurul Dumnezeu adevărat. Și Biblia, de asemenea, în 1 Corinteni 8:6, nu, 8:6 era, sau 6:8. Uite, de mult timp nu am folosit aceste versete și am... 1 Corinteni 8:6. 8:6, așa, e bine, prima dată am zis bine. Pavel spune, este un singur Dumnezeu, Tatăl, și un singur Domn, Iisus Hristos. Și aici aș vrea doar pe scurt, pentru cei care vor asculta acest studiu, nu avem studiul PowerPoint ca să punem și acele citate. Este un citat din Spiritul Profetic care spune următorul. Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu în infinitate, dar nu și în personalitate. Și acum, dacă înțelegem acest citat, ce vrea să spună Spiritul Profetic, este foarte, foarte ușor să explicăm oamenilor aceste versete unde spune că Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat. Cuvântul infinitate arată către ceva ce este fără margini. Și ce este fără margini? Fără ceva ce nu poate fi cuprins. Doar divinul, nu? Doar Dumnezeu este infinit. Doar divinitatea este infinită. Și cred că când Sora White spune că Domnul Hristos este Dumnezeu cu adevărat în infinitate, se referă la natura Lui. Domnul Hristos, fiind singurul fiu născut din Tatăl, are natura divină care este infinită. Exact ca și natura Tatălui. Nu există diferență între Tatăl și Fiul în ceea ce privește natura. Amândoi au natura divină infinită. Dar când spune că El nu este Dumnezeu în personalitate, se referă la identitatea Lui. Ca persoană, Domnul Hristos nu este singurul Dumnezeu adevărat, ci este Fiul singurului Dumnezeu adevărat. Identitatea Lui Hristos este a Fiului, în timp ce Tatăl, ca identitate, ca personalitate, este singurul Dumnezeu adevărat. Și atunci când Domnul Hristos aici, în capitolul 17, versetul 3, îl numește pe Tatăl singurul Dumnezeu adevărat, se referă la personalitatea Lui, nu la natura Lui. Pentru că și El însuși are natura divină. Și fratele Lorin, doar încă două cuvinte. Facem, ca să fie mult mai clar, este foarte simplu de arătat acest lucru prin creația lui Adam și Eva. Dacă citiți în traducerea fidelă, atunci când Domnul a creat pe Adam și Eva, bărbat și femeie, spune că acolo i-a dat numele Adam în limba ebraică și în traducerea fidelă este folosit cuvântul Adam, în timp ce Cornelescu folosește cuvântul om. Ceea ce înseamnă că atât bărbatul, cât și femeia erau Adam. Adică bărbatul era Adam, femeia era Adam.
Cuvântul Adam se referă la natura lor, natura lor umană. Prin natura și Adam era om și Eva era om, adică Adam. Dar ca personalitate, doar o singură persoană avea numele Adam și acesta era bărbatul. Ca natura erau doi Adam, bărbat și femeie, amândoi Adam. Ca persoana, unul singur era Adam, bărbatul. Femeia, ca persoană sau ca identitate, era soția lui Adam. Soția lui Adam nu poate să fie Adam în același timp. În același fel, Fiul lui Dumnezeu nu poate în același timp să fie Dumnezeu în persoană, ci este Fiul lui. Asta este identitatea lui. Ca natura, amândoi sunt numiți Dumnezeu în Scriptură. Atât. Sper că a fost clar. Frate Dorin. Da, fratele James, vreau să căutam citatul unde spune: doctrina Trinității este de o monstruozitate grozavă, dar și mai grozav este de a-L face pe Domnul Hristos, pe Fiul Dumnezeu, mai puțin Dumnezeu decât este, adică să nu-L face egal cu Tatăl, în sensul ca divinitate, cum ai menționat, este și mai gravă situația, adică să-L faci un Dumnezeu mai mic, așa cum suntem noi non-trinitarienii acuzați că noi facem pe Domnul Hristos un Dumnezeu mai mic, în timp ce Tatăl este un Dumnezeu mai mare. Nu asta vrem să spunem, ci Domnul Hristos, chiar Domnul Hristos spune că Tatăl este mai mare decât mine și nu se referă numai la faptul că era înainte, când a fost pe pământ, ci se referă și înainte. Și vom vedea și în Zaharia că până la urmă Fiul se va supune. Dar nu asta este ideea, ci ideea este că Dumnezeu este supremul, dar ca și respect aici se referă, nu este unul mai puțin respectat decât celălalt. Pentru că însuși Dumnezeu Tatăl, tot în spiritul profetic, le poruncește îngerilor, chiar și lui Satan înainte să-l arunce din cer, îi spune așa: ori de câte ori îl veți vedea pe Fiul meu, este ca și cum prezența mea este aici. Deci același respect care îl aveți față de mine, aceleași lucruri care le faceți față de mine, a exact identice trebuie să fie față de Fiul meu. Pentru că El este egal cu mine, L-am făcut egal cu mine. Și aici trebuie să explicăm, așa cum a zis și fratele Dean, să facem diferența când explicăm. Pentru că dacă noi spunem acest cuvânt adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, dăm de notă că Domnul Hristos nu este Dumnezeu adevărat. Și este foarte greșit. Da, corect. Acum încă un lucru aici este foarte important. Domnul Hristos definește viața eternă. Dar, de fapt, spune care este condiția pentru viața eternă. Ca oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, Tatăl, și pe Iisus Hristos. Atât! Nu amintește pe altcineva pe care trebuie să-L cunoaștem ca să avem viața eternă. Adică Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu ar fi o trinitate, cum este posibil că nu trebuie să-L cunoaștem cel de al treilea, ci doar doi? Frate Ovidiu. Da, e foarte bună întrebarea. Vreau doar să adaug cum putem noi să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt dacă, să zicem, e a treia ființă, a treia personalitate în dumnezeire, a treia, cum să zic, ființă, mai exact, nu personalitate. Cum putem noi cunoaște această ființă din moment ce spune, acest verset ne spune că să-L cunoaștem doar pe Tatăl și pe Iisus Hristos? E imposibil. Ar fi fost numai oportun ca Iisus să identifice această persoană și să spună că și aceasta ar fi fost de cunoscut. Da. Ce părere aveți de acest lucru? Frate Dorin?
Este interesant un lucru că se leagă în mod direct de ceea ce a spus și fratele Ovidiu, se leagă în toată Scriptura, atât de nepoliticoși au fost ucenicii Domnului Hristos, că nu știu cum de este posibil ca toate saluturile lor să fie numai din partea lui Dumnezeu Tatăl și al Fiului Lui, Domnul nostru Iisus Hristos. Niciodată nu aduce aminte de Duhul Sfânt. Hai să zic că există o... N-a zis un apostol, că avem destule relatări. Spre exemplu, Matei a relatat într-un fel despre Domnul Hristos, Luca într-un alt fel, Marc un alt fel și așa mai departe. Toți au spus aproape identic, dar cu diferite cuvinte, totuși toți s-au referit la același lucru. Deci dacă citim Scriptura, Noul Testament, vedem că toți s-au referit la același lucru și îți dă de înțeles. Acum, este normal, hai că unul a omis. Da, Luca a omis, nu îl interesa de Duhul Sfânt și a omis. Dar a omis și Pavel, a omis și Petru, care vorbesc atât de mult de Duhul Sfânt. Și mai ales în Faptele Apostolilor și în Petru, întâia Petru și așa mai departe. Și Ioan a omis de așa ceva care el a avut în mod direct contact cu Duhul Sfânt. Adică a venit Duhul peste el, m-a răpit, zice, m-a luat în anul și așa mai departe. Deci am fost răpit în Duhul și așa mai departe. Domnul Hristos a fost luat de Duhul și dus în pustie. Cine este acest Duh? Adică cine... Cum explicăm că nu putem să lăsăm la o parte că ăsta e un amănunt așa foarte minuscul? Nu este chiar atât de minuscul și aici nu înțeleg mulți oameni de faptul că noi nu ne legăm de personalitatea Duhului Sfânt, ci ne legăm de persoana, că nu există și cine este persoana și este atât de bine de explicat. Și aici Domnul Hristos ne relatează viața veșnică. Nu este ceva care... E atât de simplu. Este vorba de viața ta eternă. Tu ca om, ca persoană, Dumnezeu și-a dat, Domnul Hristos și-a dat viața pentru tine și aici e vorba de viața ta veșnică, pentru totdeauna. Este ce? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, adevărat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Așa spune aici? Lăsăm Scriptura să vorbească. Ori respectăm Scriptura, ori adăugăm cuvinte. Atâta am avut de spus și eu las pe... Da. Pe fratele să vorbească. Sau... Da, deci despre Duhul Sfânt vom discuta și săptămâna viitoare la versetul 5, mai în detalii. Cred că sora Roxana. Cu mâna ridicată. Da, eu sunt. Vroiam încă un lucru care este foarte interesant. Domnul Iisus a fost zămislit pe acest pământ prin Duhul, scrie, nu? Duhul a venit peste Maria și a rămas gravidă. Și eu îmi pun întrebarea întotdeauna, dacă Duhul Sfânt este o persoană, înseamnă că Tatăl Domnului Iisus e Duhul Sfânt? Dacă e o altă persoană, nu mai e Tatăl. Da, și asta întrebarea. Înțelegeți ce vreau să spun? Da. Îmi dă tot timpul de gândit asta, cum pot oamenii să spună că Duhul Sfânt este o persoană aparte, atunci înseamnă că n-ar mai fi Fiul lui Dumnezeu, ar fi Fiul lui Duhului Sfânt. Dar bine, pentru ei oricum toate trei sunt una, deci nu contează. Da, deci a fost un articol scris de un pastor adventist. Atunci când Domnul Hristos pe cruce a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a strigat de două ori pentru că odată a strigat Tatălui și odată Duhului. Nu vreau să amintesc numele acestui pastor, este foarte cunoscut, dar chiar așa... Întrebarea vine, scuze-mă că te întreb, Dean, dar întrebarea vine de unde găsim în Scriptură acest lucru. Sau nu în Scriptură profetic. Nu găsim așa ceva, e speculație umană. Ba chiar și despre sora Roxana ce a spus despre că Duhul Sfânt îl putem numi Tatăl lui Hristos. Și asta este, unii spun chiar acest lucru, dar este contrar cu Scriptura și contrar cu Spiritul Profetic. Da, aș vrea să mai spun în legătură ce a zis sora, aș întreba și eu, cine a murit pe cruce? Că conform la, nu știu, dar iar nu găsesc
textul a găsit fratele Andrei, cu Faptele Apostolilor, dacă nu mă înșel, Faptele Apostolilor, spune că Duhul Sfânt a murit pe cruce și a dat viața pentru noi. Cum înțeleg lucrul ăsta? Adică eu când citesc acolo, ce să înțeleg? Că Duhul Sfânt a murit pentru noi? Care însuși a dat viața pentru noi. Deci nu găsesc acum dacă... Da, cunosc acest verset, da. Da. Deci e problema pentru cei care cred că Fiul și Duhul sunt doi indivizi separați. Ok, și mai este încă un lucru, și cu asta am încheiat, mai las și pe alții să vorbească. Este chestia acolo. Zice căci Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Întrebarea mea este câți mijlocitori avem? Pentru că dacă luăm în Scriptură, dacă luăm Spiritul Profetic, dacă luăm de fapt Scriptura, care este acoperită și de Spiritul Profetic, spune totuși pentru noi este un singur Dumnezeu și un singur Duh și un singur mijlocitor, Domnul Iisus Hristos. Așa spune Scriptura. Avem unul sau avem doi mijlocitori? Dar din nou, cum a zis sora Roxana, nu contează că dacă toți trei sunt una, toți trei mijlocesc. Da, deci chiar și recent a fost o discuție pe Facebook și am pus o întrebare și s-a răspuns destul de dur că nu trebuie să scrie neapărat, ci se poate deduce. Adică tot era legătură cu Dumnezeire. Și atunci am dat acel citat din Spiritul Profetic în care spune Nevait foarte clar, înainte să primim orice învățătură, trebuie să cerem un clar, așa zice Domnul. Nu prin credință, nu prin deducție. Un clar, așa zice Domnul. Așa că noi avem clar în acest verset condiția pentru viața eternă. Să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Dacă cunoaștem pe Tatăl și pe Fiul, avem viața eternă. Dar vreau să vă întreb acum un lucru. Este suficient? Adică, ce spune Domnul Hristos aici? Viața eternă este să te cunoască pe tine, adică pe Tatăl, și pe Iisus Hristos. Eu vă întreb, este suficient? Două mâini ridicate, nu știu dacă, pentru că nu ați lăsat jos mai devreme. Da, viața veșnică. Spune, sora. Mă iertați că am intervenit fără să ridic mâna. Eu cred că este suficient să cunoaștem pe Tatăl și pe Fiul. Așa. Păi da, dar ce facem cu legea, ce facem cu lucrarea misionară, ce facem cu alte fapte pe care trebuie să le facem? Dacă l-avem pe Tatăl și pe Fiul, le facem și pe celelalte. Așa. Bun, avem trei mâini ridicate acum. Fratele Dorin are primul, fratele Ovidiu și sora Rudica. Am vrut să spun că viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singur Dumnezeu. Nu numai să cunoaștem ca și noi, ca non-trinitarieni, să cunoaștem că există un singur Dumnezeu care este Tatăl și un singur Iisus Hristos. Dacă noi nu cunoaștem ce fac aceștia sau ce au făcut și ce fac în continuare pentru noi, degeaba cred eu că există un singur Dumnezeu dacă eu nu îl cunosc pe Dumnezeu ăsta personal. Și degeaba știu eu că este un singur Fiu al lui Dumnezeu și un singur Iisus Hristos dacă eu nu știu cine este Iisus Hristos. Dacă doar am auzit de El și mi-a plăcut această expresie, dacă tu spui, cum spunea cineva, eu știu să merg pe bicicletă, mersul pe bicicletă nu te face campion la mersul pe bicicletă la de Tour de France, cum să zice ăla, la Tourul Franței. Faptul că eu știu să merg pe bicicletă, aia nu înseamnă că eu sunt profesionist unde pot să mă arunc. La fel este și cu credința. Numai că știu eu că există un Dumnezeu și că există un Fiu al lui Dumnezeu, este egal cu zero. Adică e ok să știi lucrul ăsta, ești pe calea cea bună. Dacă eu nu am cu ei o relație personală, nu înseamnă nimic, că nu-s mai bun ca nimeni altcineva, ba chiar mai rău, că cunosc și nu îndeplinesc. Asta am vrut să spun și las pe fratele Ovidiu. Da, un băiat poate să știe că într-o localitate există o fată.
Dar nu putem spune că o cunoaște. El știe de existența ei, dar nu o cunoaște. Exact ce a spus fratele Lorin. Noi cunoaștem despre Dumnezeu și despre Fiul, dar asta nu înseamnă că îi cunoaștem. Fratele Ovidiu, spune. Această cunoaștere de care se amintește aici nu înseamnă numai la o ascultare, ci înseamnă și a ști voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu nu se exprimă strict în acest verset. El se rezumă la toată Scriptura care ne-a fost transmisă. Și avem mai multe sfaturi. Chiar și Mântuitorul spunea că cine mă iubește pe mine va face ce voi zice eu. Deci ajungem la aceleși lucruri de care tu le-ai amintit mai de mult, cu legea și cu toate celelalte. Faptul că doar îl cunoaștem la nivelul teoriei nu ne ajută cu nimic. Trebuie să și intrăm într-o relație de cunoaștere și ce vrea el de la noi și noi ce trebuie să facem pentru a fi acceptați de el. Cam atât. Da. Mă întorc la exemplu cu băiatul și cu fata. Deci faptul că un băiat știe că într-o localitate există o fată frumoasă, nu e suficient ca el să o cere de nevastă. Ci trebuie să existe această relație apropiată în care el o cunoaște, îi cunoaște caracterul, o cunoaște ca persoană. Și cunoscându-o cât mai mult, se îndrăgostește în ea. Faptul că cunoaște despre ea că există, nu e suficient ca să iubească. Dar această relație apropiată, cunoașterea apropiată de caracter, face ca băiatul ori să iubească, ori dacă nu e potrivită, să o respingă. În același fel, cunoașterea teoretică despre existența lui Dumnezeu și a Fiului Său nu e suficientă. Noi avem nevoie de o cunoaștere apropiată, cu o relație cu ei, prin care îi cunoaștem caracterul pe deplin. Și doar acesta spune pe soara Roxana. Sora White spune într-un citat din Hristos, Lumina Lumii, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi. De aceea viața eternă este să cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că cu cât îl cunoaștem mai mult, noi descoperim frumusețea caracterului său. Și cu cât mai mult descoperim din caracterul lui, cu atât ne apropiem de el, cu atât inima noastră răspunde cu iubire față de el. Și Biblia spune clar, Domnul Hristos spune, a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a păzi poruncile lui. Pentru că atunci când iubești, nu faci nimic împotriva lui Dumnezeu, nu faci nimic împotriva celui pe care îl iubești. De aceea iubirea este împlinirea legii. Și iubirea depinde de cunoașterea al lui Dumnezeu. Sora Roxana. Da, deci asta vreau să spun, că chiar dacă ai o relație cu Dumnezeu, chiar dacă îi auzi vocea, Biblia spune cine aude și face. Și cum a zis fratele Dăian, cine face e cine îl iubește. Pentru că dacă iubești pe cineva, faci ceea ce trebuie și în plus. Dar dacă nu îl iubești, zici, trebuie să fac și asta. Da. Deci iubirea este pur și simplu, dar deci acolo Biblia e foarte clară. Spune cine aude și face, că mulți aud, dar puțin fac. Cine își construiește casa, la care aude și nu face, își construiește casa pe nisip. Cel care aude și face, își construiește casa pe stâncă. Da, și cred că aici este problema multora. Pentru că am auzit de multe ori că nu facem, ne străduim, vrem. Cred că mulți oameni, aici putem să fim și noi, se mulțumesc cu o cunoaștere teoretică despre Dumnezeu. Și discutând acum acest verset și problema Dumnezeirii, aici este pericolul pentru noi, să ne mulțumim cu faptul că știm că Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat și că Domnul Hristos este singurul Fiul născut al Tatălui și că Duhul Sfânt este Duhul Tatălui și Duhul Fiului. Aceasta este bună, cunoaștere teoretică este bună, este primul pas, dar dacă ne mulțumim cu atât și nu căutăm să-L cunoaștem personal, să ne apropiem mai mult și mai mult de El, atunci am pierdut totul.
mulți oameni vor pieri, adică nu vor avea viața eternă, chiar dacă aveau o cunoștință corectă în teorie, teoretică. Da, frate Ovidiu, spune. Credeți că demonii sau îngerii căzuți nu cunosc oare aceste lucruri pe care noi le discutăm aici? Cunosc foarte bine. Și cu toate acestea spune Iacov că nu le vor fi de folos. Adică, cum ai și punctat tu, faptul că cunoaștem despre Dumnezeu nu ne garantează o intrare la El. Trebuie să facem și să fim călăuziți de Spiritul Lui, făcând voia Lui așa cum o cere El. Da. Vreau să spun acum încă un lucru. Solia neprihănirii prin credința sau neprihănirii Lui Hristos în legătura cu legea, așa cum sora White o definește în altă parte, este exact descoperirea caracterului Dumnezeu. Adică Dumnezeu se descoperă pe deplin. Chiar spune sora White în Mărturii pentru Pastorii că Domnul Hristos a fost prezentat în Minneapolis în plinitatea sa, în frumusețea sa. Exact aici oamenii nu prea sunt interesați de acest subiect. Povestea un pastor din America, într-un oraș au fost două evanghelizări, să zicem așa, în care au fost vorbitori doi predicatori. Unul într-o parte a orașului, celălalt în altă parte a orașului. Unul avea ca subiect neprihănirea lui Hristos. Celălalt avea ca subiect diferite conspirații. Lucrarea masonilor, iezuiților, iluminații și așa mai departe, cu toate. Sala unde s-a discutat despre aceste conspirații era plină, în timp ce sala în care se predica neprihănirea lui Hristos era aproape goală. Nu zic că nu trebuie să studiem și profețiile și toate aceste evenimente, dar ce vreau să spun este că viața veșnică nu este să cunoaștem fiecare detaliu sau fiecare, cum să numeau aceste mișcări secrete, ce fac, fiecare pas care se face, ci viața eternă este să cunoaștem pe Dumnezeu ca persoană, să-L cunoaștem zilnic. De aceea și sora White ne recomandă să studiem zilnic viața lui Hristos, cuvintele Lui, învățăturile Lui. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pe Tatăl, nu? Și repet încă o dată, poate cineva de acord, cineva nu e de acord, eu cred că aici este problema noastră. Suntem plini cu teorie, teorie corectă, dar foarte puțini dintre noi îl cunoaștem și avem o relație strânsă, apropiată cu Tatăl și cu Fiul. Și cred că aici este problema noastră și dacă nu înțelegem acest lucru, s-ar putea într-o zi să fie prea târziu. Da. Mai este cineva care dorește să comenteze acest verset? Vom merge doar la versetul 4 și vom opri. Rămâne versetul 5, pentru că este important pentru data viitoare. Deja și avem o oră de cât am început. Dacă nu mai este ceva de spus la versetul 3, chiar dacă am citit mai devreme, am amintit de fapt mai devreme acest verset 4, îl citesc încă o dată. Eu te-am glorificat pe pământ. Am terminat lucrarea pe care mi-a dat să o fac. Adică ce înseamnă să glorificăm pe Tatăl? Domnul Hristos l-a glorificat cum? Prin faptul că a terminat lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să o facă. Cum noi astăzi îl putem glorifica pe Tatăl? Și pe Fiul, bineînțeles. Exact același lucru, nu? Dumnezeu ne-a dat o lucrare să facem așa cum a dat Fiului? Da. Așa este. Deci, noi îl glorificăm pe Tatăl, nu cântând glorie, glorie. Știți, mulți oameni cântă glorie, glorie, dar după ce părăsesc biserica, uită de lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o să o facă. Se întorc la treburile lumești,
la afacerile lor, la goană după bani, după avere și nu fac nicio lucrare pe care Tatăl, prin Domnul Hristos, a dat-o să o facă. Deci, glorificarea Domnului este prin lucrarea pe care El ne-a încredințat-o să o facem. Dacă facem această lucrare, nu trebuie să spunem cu cuvinte glorie, glorie, ci faptele noastre, lucrarea pe care o facem, îl glorifică pe El. O altă glorificare sau slăvire a lui Dumnezeu pe pământ este a trăi cum a trăit Iisus pe pământ, adică într-o totală ascultare de El, de Tatăl. Sigur, și doar vreau să spun, nu spun că e greșit să cântăm spre gloria lui Dumnezeu sau spre slavă lui Dumnezeu. Este un lucru bun. Da, este așa. Bun, numai că nu acesta este scopul principal. Adică așa, da. A cânta glorie, glorie. Asta, am înțeles ideea. Da. Da, este doar de ajuns. Sunt unii oameni care au țigara în mână și cântă pe gloria lui Dumnezeu. Asta nu proslăvește pe Tatăl deloc. Așa. Bun. Mai este ceva de completat, dacă aveți ceva. Eu am terminat cu ceea ce am avut de spus. Parcă sora Rodica vrea să spună ceva. Da, sora Rodica? Mare s-a spus ce vroiam să spun. Am spus mai înainte, nu este de ajuns doar să-i cântăm glorie. Însuși, Domnul Iisus, la înălțare, a trimis pe ucenici să facă lucrare, să facă cunoscut ceea ce El le-a descoperit. Și făcându-L cunoscut pe Domnul Iisus, îl face cunoscut pe Tatăl. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus spune, zice, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Da. Și dă o misiune ucenicilor, celor de atunci, dar și nouă astăzi, să mergem și să facem cunoscut pe Tatăl și pe Fiul. Da. Amin. Bun. Este ora 10 și un sfert. E bine să ne oprim aici. Rămâne, am spus și repet, pentru stări viitoare, versetul 5. Ar fi bine să discutăm acest verset. Dumnezeu să ne ajute să îl cunoaștem și pe El și pe Fiul Lui în fiecare zi care trece, mai mult și mai mult, și cunoscându-L mai mult, să-L iubim mai mult, și prin lucrarea pe care o facem, lucrarea pe care El ne-a credințat-o, să-L glorificăm aici, pe pământ, dar și în veșnicie. Amin. Amin. Aș ruga pe cineva care dorește să încheie cu rugăciunea. Sora Roxana. Tată bun și iubitor, îți mulțumim din suflet pentru aceste minunate verse pe care le-am studiat în seara asta din Biblie. Îți mulțumim din suflet pentru ele. Și te rugăm din toată inima să ne ajuți să te glorificăm, Doamne. Tu știi că nu, încă nu te iubim atât de mult cum ar trebui să te iubim. Ajută-ne, Tată bun și iubitor, să înțelegem această iubire minunată și numai Tu ne-o poți dărui, căci noi suntem niște oameni egoiști și răi și nu avem asta în noi. De aceea te rog pentru toți cei care sunt aici prezenți, inclusiv pentru mine, această dragoste minunată pe care o avem nevoie să te iubim din toată inima. Îți mulțumim pentru toate în numele lui Iisus. Amen. Amin. Amin. Amin.